Bună ziua! Mulțumesc mult pentru prezență! După cum am anunțat, întâlnirea de astăzi este prilejuită de semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă aferente proiectelor depuse în cadrul programului RoCultura, apelul privind restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Programul RoCultura, implementat de Ministerul Culturii prin unitatea de management a proiectului, este finanțat prin granturile SE 2014-2021 și, după cum îi spune chiar numele, este dedicat sprijinirii sectorului cultural din România. Este cel mai mare dintre cele 7 apeluri de proiecte cuprinse în programul RoCultura privind restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice. Cu un buget disponibil de 16 milioane de euro, apelul s-a adresat instituțiilor publice, inclusiv OAT-urilor, ONG-urilor și IMM-urilor care dețin monumente istorice ce pot fi restaurate și valorificate cultural. Pot să vă spun că prin intermediul acestei finanțări, 9 monumente istorice vor căpăta o nouă înfățișare. Pe lângă această componentă de restaurare, fiecare proiect propune un plan de valorificare bine gândit și structurat, astfel încât să contribuie la diversificarea și creșterea calității actului cultural. Astfel nu vorbim doar de reabilitarea unei clădiri și de punerea acesteia în valoare printr-o diversitate de activități cultural-artistice și educaționale destinate publicului larg. Așadar, vorbim de un concept mai complex, unde nu acționăm doar pe ceea ce înseamnă șantier de restaurare, ci și valorificarea din punct de vedere social și economic a acestor restaurări. Și vreau să mai fac o precizare aici. Cele 9 proiecte câștigate au fost câștigate de instituții publice în marea lor majoritate. 7 din cele 9 proiecte finanțate sunt dezvoltate în parteneriat cu entități din Norvegia și Islanda, permițând și încurajând astfel transferul de cunoștințe și bune practici în domeniul restaurării, dar și revitalizării culturale. Așadar, astăzi semnăm contracte de finanțare pentru următoarele proiecte. Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohare Antonescu, aflat în municipiul Giurgiu. Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor, Centru de Activități și Resurse Regionale, beneficiar și promotor Complexul Național Muzeal Astra Sibiu. Restaurare și punerea în valoare a conacului Marghiloman, promotor Institutul Național al Patrimoniului. Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului Casa Compozitorului Paul Constantinescu, aflat în municipiul Ploiești. Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural Centru Expozițional și de Evenimente Școala Pitner, promotor și beneficiar fiind Primăria municipiului Reșița. Restaurare monumente istoric și amenajarea Muzeului Farmaciei din București, promotor fiind Colegiul Farmaciștilor București. Casa cu farmacie Gheorghe Hotăranu se află la intersecția străzilor Maria Roseti și Vasile Lascăr și a fost special cumpărată în 2017 pentru înființarea acestui muzeu. Consolidare și restaurare și amenajare Casa de Cultură Vila Elisabeta, promotor și beneficiar Primăria orașului Băile Herculane. Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural Tur de Apă Iosefin, beneficiar și promotor Primăria municipiului Timișoara. Și nu în ultimul rând, Capitala Daciei, Muzeu Viu al Patrimoniului Cultural European, Sarmizegetusa Regia. Nu știu dacă am precizat faptul că limita pentru fiecare proiect a fost de 2 milioane de euro și valoarea proiectelor se apropie de această sumă în parte la fiecare. În cazul celorlalte proiecte, până la cel târziu 30 septembrie, se va finaliza etapa de contractare, astfel încât începând cu 1 octombrie, toate proiectele finanțate în cadrul acestui apel să dea start implementării. Investițiile în valoare totală nerambursabilă de 16 milioane de euro vor fi dedicate lucrărilor de restaurare, dar și de valorificare culturală a 8 clădiri monument istoric în care vor funcționa centre culturale multifuncționale, precum cel de la Sibiu al Muzeului Astra,
sau conacul HGH din Sinești, Alomița, ce va renaște datorită implicării Institutului Național al Patrimoniului. De asemenea, valorificarea monumentelor istorice înseamnă și susținerea activităților muzeelor, între care Muzeul Paul Constantinescu, în casa unuia dintre cei mai reprezentativi compozitori din România, Muzeul Județean Teohare Antonescu din Giurgiu, ce deține un bogat patrimoniu de istorie, arheologie și etnografie, precum și cea mai importantă colecție de arme din sudul României. Dacă tot vorbim despre diversitatea activităților de revitalizare la Timișoara, reconversia turnului de apă într-un centru cultural contribuie la creșterea ofertei culturale locale și regionale prin organizarea de evenimente de teatru, de muzică, film, precum și amenajarea de spații expoziționale, instalații interactive și chiar a unui micromuzeu al cafelei. Vă dați seama că implementarea acestui proiect la Timișoara este cu atât mai binevenită cu cât în curând va fi capitală culturală europeană. În Băile Herculane suntem deschizători de drumuri pentru că prin intermediul finanțării asigurate cu sprijinul granturilor SE, cele din spațiul economic european, se va reabilita Vila Elisabeta, cu o valoare istorică, arhitecturală și artistică deosebită. Clădirea va găzdui numeroase activități culturale-artistice, precum și un muzeu care să valorifice obiectele, documentele și informațiile specifice monumentului istoric și, nu în ultimul rând, o bibliotecă. Pe lângă toate acestea, în cadrul apelului se va finanța restaurarea cetății Sarmizegetuza Regia, pentru care sunt urgente lucrări de consolidare, dar și punerea în valoare a componentelor sale arheologice, ziduri de fortificație, pavimente, piese litice valoroase. În acest sens, se va crea inclusiv o aplicație IT bilingvă, disponibilă pe telefon, care să redea istoria monumentului patrimoniu UNESCO. Pe baza digitizării, utilizatorul va avea acces la imagini ce reconstituie diverse localități din cetate din perioada daco-romană. Mai mult, dacă veți dori să vă familiarizați cu tehnica de fierărie dacică, veți fi invitați să participați la atelierile organizate în cadrul proiectului. Veți descoperi măistria getodacilor care în perioada lui Decebal dețineau cele mai mari ateliere de metalurgie de pe întreg teritoriul Europei, confecționând arme, ustensile, dar și podoabe sau accesorii. Așadar, fiecare dintre cele 9 proiecte finanțate reprezintă o poveste unică pe care promotorii o vor dezvolta, valorifica și promova cu sprijinul finanțării prin programul RoCultura, gestionat de Ministerul Culturii prin unitatea de management a proiectului. Foarte important de precizat, zic eu, este faptul că cele 9 proiecte creează peste 100 de locuri de muncă esențiale pentru domeniul patrimonial-cultural care parcurge de ani buni o criză a specialiștilor. Vom mai avea prilejul să ne întâlnim cât de curând în următoarea perioadă pentru că vom anunța proiecte finanțate pentru cea de-a doua sesiune a apelului dedicat consolidării antreprenoriatului cultural și dezvoltării audienței și a publicului, în cadrul căreia proiectele s-au depus în iulie anul curent, în număr de 97. L-am alături pe domnul Bogdan Trâmbaciu, directorul unității de management a proiectului, să ne ofere mai multe detalii referitoare la asta, dar înainte de a-i da cuvântul domnului Trâmbaciu, mai am un anunț de făcut. În sfârșit, după 20 de ani, Biserica Învierea Domnului a Mănăstirii Sucevița are finalizat restaurarea picturii interioare. Așadar, pe 19 anul curent va avea loc inaugurarea lucrărilor de restaurare a picturii murale interioare prin Programul Național de Restaurare, lucrări care au început în anul 2000. Suma totală este de aproximativ 4 milioane de lei. Dacă o să mă întrebați de ce a durat 20 de ani, restaurarea unei picturi murale de mari dimensiuni este tradițional un proces de lungă durată. Restauratorii au lucrat pe mii de metri pătrați de pictură care au presupus inclusiv cercetări istorice și iconografice. Proiectul nu se putea realiza în mai puțin de 10 ani, așa asta au spus specialiștii încă de la început, însă dublarea acestui timp a depins și de alocările deficitare din Programul Național de Restaurare.
Așadar, sâmbătă pe 19 septembrie la ora 12 vă aștept la Mănăstirea Sucevița pentru inaugurarea acestei lucrări de restaurare de mare importanță pentru patrimoniul românesc. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mai fost la Sucevița, dar vă invit pentru că sunt niște locuri extrem de frumoase în afara evenimentului important din punct de vedere patrimonial la care v-am invitat. Vă invit să și vizitați zona pentru că, într-adevăr, merită pentru cei care nu au ajuns acolo. Domnule Trâmbaciu. În timpul ăsta, noi asta puteți să începe să semnăm contract. Da, să le și semnăm. Dacă, să facem dacă, să nu mai mute, dacă tot le-am prezentat, atunci să semnăm și contractele. Da. Bună ziua! În timp ce domnul ministru va semna efectiv contractele de finanțare pentru programul Rocultura, eu să vă spun câteva lucruri mai tehnice despre programul Rocultura, care există datorită finanțării oferite de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pe cadrul 2014-2021. Scuzați. Ministerul Culturii, prin unitatea de management a proiectului, a mai gestionat acest tip de fonduri și a mai avut două programe în valoare totală de 27 de milioane de euro în perioada 2013-2017, prin care am finanțat 109 proiecte și am avut un grad de absorție de peste 90%. Programul Rocultura este în acest moment cel mai important program de finanțare dedicat sectorului cultural și dispune de un buget total de aproximativ 29 de milioane de euro. Având în vedere experiența programelor anterioare, când birourile unității de management a proiectului au fost pur și simplu invadate de sute de dosare de finanțare, am dezvoltat pentru acest cadru un sistem informatic care asigură managementul complet și eficient al proiectelor, astfel încât toate proiectele se depun, se evaluează, se monitorizează și se urmăresc pe toate etapele prin intermediul sistemului electronic. Așa cum am menționat și cum a menționat și domnul ministru, pe acest program am avut 7 apeluri de finanțare, 3 dintre acestea au fost lansate în 2019, unul a fost lansat și este în evaluare anul acesta și vom mai lansa și anul viitor, în ianuarie, încă un apel de finanțare, și celelalte apeluri de finanțare. Apelul despre care vorbim astăzi, restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, a fost lansat în iunie 2019, iar cei interesați au avut la dispoziție 5 luni de zile ca să depună proiecte. A fost dedicat atât instituțiilor publice, cât și entităților private, ONG-urilor, IMM-urilor și a beneficiat de un ajutor financiar cuprins între 200.000 de euro și 2 milioane de euro, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. Am primit 27 de cereri de finanțare, în valoare nerambursabilă totală de 44 de milioane de euro, triplu față de bugetul pe care l-am avut la dispoziție. După prima etapă, cea de evaluare administrativă, au rămas 20 de proiecte în cursă, din care în final am finanțat 9 proiecte și cu speranța unei realocări s-ar putea să mai finanțăm încă câteva proiecte din lista care este admisă. Valoarea totală contractată este de cea pe care semnăm astăzi este de 77 milioane lei, echivalentul aproximativ a 16 milioane de euro, reprezentând peste 99% din bugetul alocat. Și câțiva indicatori despre proiectele finanțate. Avem o medie de 89% de creștere a numărului anual de vizitatori la obiectivele de patrimoniu și a numărului de participanți la activitățile culturale în cadrul acestor proiecte. Peste 100 de locuri de muncă create, așa cum a spus domnul ministru. 9 monumente istorice restaurate și valorificate cultural și economic, și foarte important economic, și o să vă spun și de ce. Greu e cu asta. 9 planuri de valorificare a patrimoniului cultural construit, implementate, peste 85 de profesioniști cu competențe și expertiză dezvoltate la locul de muncă și 7 proiecte dezvoltate în parteneriat cu instituțiile din țările donatoare. Așadar, începând cu 1 octombrie, va începe implementarea pentru toate aceste proiecte, iar durata maximă pentru cel mai lung proiect va fi de 43 de luni. De ce 43 de luni? Pentru că, așa cum v-a spus și domnul ministru, nu doar restaurăm clădirile, și finanțăm și activități de punere în valoare a lor și activități care se vor desfășura în cadrul clădirilor respective. Și foarte important, din acest motiv, am făcut o schemă de ajutor de stat. Acest apel a beneficiat de o schemă de ajutor de stat, astfel încât beneficiarii, promotorii, sunt încurajați să obțină profit, să obțină venituri din exploatarea și din valorificarea monumentelor istorice, astfel încât proiectele să fie sustenabile și să se autosustină,
Pentru că opinia noastră la Ministerul Culturii este că patrimoniul este un, poate fi un factor de dezvoltare inclusiv economic. Urăm succes beneficiarilor. Suntem siguri că la Giurgiu, Timișoara, Sibiu, Reșița, Ialomița, Băile Herculane, Ploiești și Hunedoara vom avea niște proiecte de succes. Și vă mai spun doar că anul acesta a fost un an foarte încărcat pentru programul Rocultura. Avem în implementare în acest moment 20 de proiecte din cele două apeluri deja contractate. La acestea se adaugă cele 9 proiecte contractate astăzi și mai avem încă 97 de proiecte în evaluare, așa cum v-a spus și domnul ministru, și pentru care vă vom invita în momentul contractării. În 2021 vom lansa încă două apeluri de finanțare în valoare de 4 milioane de euro, un apel dedicat antreprenoriatului cultural și creșterii audienței și a publicului, similar cu cele două deja lansate, dintre care unul e în contractare și unul este în evaluare, și un apel pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă, cu un buget de aproximativ 2 milioane de euro. Și în final, vă invităm să vizitați site-ul Ministerului Culturii, cultura.ro și al unității de management, al programului RoCultura, ro-cultura.ro, pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile despre programul RoCultura. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Putem să întrebăm? Păi, dacă sunt întrebări, răspund. Prima întrebare este, ne invitați în ce fel să venim la societate? Da. După cum am spus, pe data de 19 septembrie, la ora 12, va avea loc recepția lucrărilor care au durat 20 de ani de restaurare a picturii interioare din biserica aflată în cadrul Mănăstirii Suceavița. Deci nu ne invitați într-o excursie să venim acolo, ci fiecare dacă are cum să ajungă, da? Sau corespondenții din zonă. Depinde. Păi, trebuie să știu, nu? Domnule ministru, este de apreciat că aceste monumente istorice vor fi sprijinite, dar aș vrea să vă întreb ce se întâmplă cu monumente istorice de importanță națională, cum ar fi Palatul Cantacuzino din București și Muzeul Național de Istorie, care au nevoie de bugete mult mai mari pentru restaurare și de aproximativ 20 de ani este o problemă la Muzeul de Istorie, este închis în proporție de 80%, iar la Palatul Cantacuzino au fost niște fonduri, acum 15 ani s-au pierdut, au fost realocate acum câțiva ani, dar tot n-au început lucrările. Puteți să ne spuneți care este situația? Da, la Muzeul de Istorie, din păcate, au fost niște chestiuni procedurale care au împiedicat finalizarea lucrărilor, dar acolo am vești bune. În baza acordului cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, statul român a contractat un împrumut de 300 de milioane de euro și aproximativ jumătate din această sumă va pleca către finalizarea lucrărilor de restaurare a Muzeului de Istorie a României. Știți foarte bine că acolo a fost, la un moment dat, implicată firma defunctului Vasile Turcu. Ulterior, au mai fost niște probleme procedurale legate de un concurs la care au participat mai mulți arhitecți, dar astăzi vă pot spune că s-au găsit banii necesari, o sumă deloc mică, în jur de 150 de milioane de euro, pentru a se finaliza lucrările la Muzeul Național de Istorie a României. Există și un deadline pentru finalizarea acestor lucrări, astfel încât banii să nu se pierdă? Nu există pericol de a se pierde acești bani, pentru că vorbim aici de un împrumut. Și nu există nici interes nici de a se tărăgăna lucrurile. Deja suntem în procedura în care vom putea anunța la un moment dat un contractor care se va ocupa de acest proiect. Țin minte că la acel concurs de arhitectură valoarea proiectului era estimată la maximum 150 de milioane de euro. Cum a crescut între timp la 300 de milioane? Nu. Era fără TVA. Eu am spus că
Suma asta de 300 de milioane de euro a fost contractată pentru a finanța mai multe obiective de patrimoniu. Și am spus că aproape jumătate din această sumă o va consuma Muzeul Național de Istorie. Cu siguranță, în România fiind peste 33.000 de obiective clasate, am fi avut nevoie și în alte părți, mănâncă o mare parte din acești bani Muzeul Național de Istorie, dar la fel de adevărat este că era impetuos necesar să finalizăm acolo niște lucruri care tărăgănau de mult timp și nu trebuia astăzi să fim în această situație. Și la Palatul Cantacuzino ce se întâmplă? De ce nu au început lucrările și dacă mai există bani pentru ele? La Palatul Cantacuzino, din câte știu, sunt în desfășurare niște proceduri legate de firma câștigătoare, sunt niște contestații acolo. Din informațiile pe care le am eu, până la sfârșitul acestui an vom avea clar firma care va demara lucrările acolo și în momentul acela putem veni exact cu mai multe detalii și legat de termenele de finalizare. Dacă mai permiteți o întrebare, ați menționat de Timișoara, capitala culturală europeană. Până la urmă, există o decizie oficială dacă se va amâna sau nu termenul și dacă da, pentru când? Am primit o scrisoare de la Bruxelles în care mi s-a solicitat să am consultări cu autoritățile locale din Timișoara pentru a ține cont de o recomandare a dumnealor de a se amâna Timișoara Capitală Culturală Europeană pentru 2023. Ce pot să vă spun este că în primă fază domnul Robu a fost reticent la această propunere pentru că avea un parteneriat cu Novi Sadu la care nu prea dorea să renunțe. Am avut câteva discuții lungi, repetate și în final concluzia a fost să picăm de acord pentru 2023 și să dăm un răspuns pozitiv Bruxelles în acest sens. Bugetul alocat inițial pentru acest proiect de către Ministerul Culturii va trebui să îl suplimentați și dacă da, cu ce sumă? Nu, pentru că practic obiectivele rămân aceleași. Timpul în care se pot implementa devine unul mai mare și atunci cu siguranță există și un aspect pozitiv din punctul acesta de vedere, pentru că în momentul în care am ajuns ministru și am analizat situația, o mare parte din ele nu cred că s-ar fi încadrat ca și realizare pentru 2021, dar în contextul actual cred că vor fi 100% realizate obiectivele pe care și le-au propus pentru a se desfășura cu succes acest proiect. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc! Ați vorbit la Sibiu despre lipsa de personal. În ce fel veți acționa? Pe ce părere aveți să se rezolve? Pentru că lucrul pe proiecte nu-i tot una cu un angajament și mă refer la stabilitatea acestei forțe de muncă superior calificate. Tocmai că proiectele sunt soluția și am să vă spun și de ce. Noi suntem într-un spațiu european, într-o piață a muncii libere, și cei mai buni specialiști preferă lucru pe astfel de proiecte finanțate din bani europeni pentru că sunt și mai bine plătiți și le oferă posibilitatea de a avea o mai bună flexibilitate în a-și desfășura munca. Au contracte și invest mulți dintre ei și din această cauză multora, mai ales cei căutați, cum spuneam mai devreme, nu le convine să stea pe un salariu într-o instituție muzeală sau în altă parte. Am acționat și din alt punct de vedere. Managerii de muzee spun că nu prea mai creăm restauratori, din ce în ce mai puțini ies din școlile românești și în acest sens am demarat două proiecte, unul la Liten și unul la Bârlad, în parteneriat cu primăria de acolo, de crearea a două centre de formare restauratori. Cel de la Liten va fi într-un conac donat de familia Sturza, iar cel de la Bârlad va fi într-o clădire de patrimoniu în centrul orașului, unde în urma unor consultări cu domnul primar de acolo
am decis să facem un parteneriat în care primăria a strâns colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului să înființeze și acolo un centru de formare restauratori. Avem nevoie de școli de formare pentru că, vedeți, munca pe patrimoniu este una vastă și avem nevoie de personal de calitate, mai ales că, după cum spuneam, ca și în alte domenii, mulți dintre ei, fiind foarte buni, sunt ceruți și în vest și atunci și noi trebuie să fim flexibili în oferta pe care le-o facem. De aceea, spuneam, astfel de proiecte sunt binevenite pentru că de multe ori preferă astfel de colaborări pe perioadă determinată care le asigură și lor o libertate de mișcare sporită. Dacă mai permiteți o întrebare, a fost recent o scrisoare deschisă din partea teatrelor independente din România care cereau sprijinul Ministerului Culturii, fiindcă dacă ele respectă măsurile de distanțare, nu își vor putea obține un profit astfel încât să se susțină, sunt în prag de faliment și comparau nevoia lor cu sprijinul pe care guvernul din care faceți parte l-a acordat mall-urilor de subvenții pentru plata chiriilor. Ce măsuri va lua Ministerul Culturii pentru sprijinirea acestor teatre? Da, am luat acta de aceea scrisoare deschisă și am decis demararea unor discuții în coordonarea doamnei vicepremier Raluca Turcan pentru a găsi o soluție. Au dreptatea lor pentru că dacă ne uităm la instituțiile din subordinea Ministerului, noi la rectificarea bugetară am acoperit în instituțiile din arta spectacolului din subordinea noastră prin alocări aceste diferențe de venituri create de măsurile restrictive cauzate de pandemie. Așadar, știm că se izbesc de această problemă, trebuie să identificăm o soluție care trebuie găsită la nivel guvernamental, nu poate fi găsită doar la nivel de Ministerul Culturii și de aceea am cerut sprijinul doamnei vicepremier Raluca Turcan, care s-a declarat deschisă pentru a coordona un grup de lucru pentru a găsi soluții pentru cei din zona independentă culturală. Dacă nu mai sunt alte întrebări. Aș vrea să vă întreb legat de digitalizarea bibliotecilor. Care este stadiul actual? Știu că până din 2018 ați vorbit acest proiect. Pot să le zic că nu. Și pot mai este un an până tot se încheie. Este un proiect desfășurat prin... Haideți, domnul Otrobaciu, dumneavoastră, ca să... Scuzați. Dați date mai exact. Proiectul Cultura merge bine, este conform graficului. Până la sfârșitul anului viitor îl vom avea finalizat. În acest moment nu puteți vedea nimic, dar până la sfârșitul anului platforma va fi disponibilă parțial pentru a putea fi văzută de către public. Nu vorbim doar de biblioteci, ci de toate tipurile de instituții, radiodifuziunea română, televiziunea română, muzee, și alte tipuri de instituții culturale, în total 29 de parteneri. Am digitizat mai mult de jumătate, vreo 60% din obiectele necesare a fi digitizate. Suntem cel mai avansat proiect cu E în față, E minus cultura, din tot față de restul proiectelor finanțate pe agenda digitală. Deci merge foarte bine și cu siguranță îl veți avea online și funcțional așa cum vi-l doriți, în termenul stabilit, adică spre sfârșitul anului viitor. Complet până la sfârșitul anului viitor, dar noi o să-i dăm drumul pe parcurs, pe bucățele, ca să puteți deja să îl analizați. El nu este doar adresat publicului, ci este adresat și specialiștilor instituției, toate instituțiile putând să își încarce acolo tot ceea ce au ele în dotare și să mai departe să lase către public doar bucățele pe care le doresc. Adică el va fi folosit și de profesioniști și de instituții respective. Vă mulțumim și vă urez o zi bună și încă o dată vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre.